foarte frumos. Și acum, ia să vedem. Bună ziua, doamna Maria. Bună ziua. Ce înseamnă pentru dumneavoastră patrimoniul cultural? Acum nu știu exact ce să-ți răspund. Deci, poate, în momentul de față, aș putea să-ți răspund, să-ți dau câteva idei sau să-mi spun câteva opinii, vorbind la general. Patrimoniul cultural pe care reprezintă pentru mine folclorul românesc în primul și în primul rând este cel mai important pentru mine și cred că și pentru generațiile voastre. Eu sunt produsul unei generații de aur și de cântăreți în domeniul de folclor și în ceea ce fac eu ca și corepetitor la Palatul Copiilor din Galați, mă refer și la muzica clasică, muzica cultă, atât la pian cât și la vioară. Am fost eleva, an la rând, a profesorilor mei din școala generală, din învățământul liceal și apoi am fost colegi aici, la Palatul Copiilor. Am avut foarte multe de învățat de la ei. Patrimoniu cultural din punct de vedere al muzicii lirice, a muzicii clasice, a muzicii universale. Sunt atâția compozitori ai muzicii universale pe care îi știm, Beethoven, Liszt, Chopin. Nu mai spun de Paganini, nu mai spun de opera de... Aoleu, aici m-am blocat. Cum zici, cred că am un lapsus acum. Treceți, că eu voi, o să tai. Așa, românul nostru. Lipati. Nu, și Ghinu Lipati, dar Enescu, George Enescu. Mare compozitor, mare interpret, deci și un foarte bun instrumentist. Cam asta, deci mă refer la patrimoniu cultural. Noi avem un patrimoniu cultural și din punct de vedere al folclorului și din punct de vedere al muzicii clasice, universale, a muzicii românești cu mari și mari interpreți. Ce meserii credeți că sunt pe cale de dispariție? Vorbind la general, sunt foarte multe meserii pe cale de dispariție. Făcând abstracție de domeniul meu muzical, în primul rând că au dispărut acele școli de meserii, unde copiii sau copiii generației mele erau foarte buni cizmari, erau foarte buni pălărieri, erau foarte buni croitori, erau foarte buni mecanici auto sau mecanici în multe și multe alte domenii de activitate. În domeniul muzical, ce ar fi pe cale de dispariție? Nu cred că mai sunt acele generații de copii care să aibă acea răbdare de studiu, care să aibă acea capacitate de a memora o partitură sau să-și facă un repertoriu al lui, pentru că și liceele de muzică, liceele de specialitate sau chiar și școlile generale au cam dispărut. De ce au dispărut? Pentru că suntem produsul unui sistem de învățământ cu oarecare probleme sau n-a fost așa, deci n-a fost deci chiar o prioritate. Cam astea ar fi acum, la prima vedere, impresiile mele. Sper să te fi lămurit puțin. Vă mulțumim. Mă bucur.